va prezenta ordinea de zi și vom intra în lucrările și proiectele de hotărâre pe care le avem de prezentat. Vă mulțumesc! Avem un dreapă, un proces de lucrurile și un dreapă de lucrurile. Vă mulțumesc! Domnul Pan, vă rog să dați. Deci, un proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice, a programului anual de achizițiilor publice și anexe privind achizițiile directe pentru anul 2018. Inițiator, primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Inițiator, primarul comunei. Și ordinea de zi mai determinată, fiindcă două puncte, respectiv proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dărmănești și structurilor subordonate Consiliului Local pentru anul 2018 și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venit în și cheltuie. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi vă mulțumesc. Trecem la primul punct de ordinea de zi. Aprobarea strategiei anuale de achiziții publice, a programului anual al achizițiilor publice și a anexei privind achizițiile directe pe anul 2018. Totuși, știți, în fiecare an, la sfârșitul fiecărui an, aprobăm pentru anul următor strategia anuală de achiziții publice, programul anual și anexa privind achizițiile directe. Responsabilă cu domnirea acestora este Regiul Nicoleta, care este consilier în cadrul compartimentului de achiziții publice și care a întocmit cele trei documente. Respectiv, este completat prima parte, achiziții, anexa privind achizițiile directe, pentru anul 2018, cu necesarul prezentat pe toți angajați în primărie. De la materiale consumate până la cursuri și lucruri necesare de structură în unele condiții a activității în primărie. Dacă sunt de acord, acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind excluderea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești. Potrivit adresei Adis Bacău, este aduce la cunoștință propunerea acestora și solicitarea acestora privind adoptarea de către fiecare autoritate locală deliberativă a acestui proiect de hotărâre ca urmare a solicitării orașului Dărmănești. Deci, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre privind excluderea orașului Dărmănești din Adis Bacău. Deci salariile
până la sfârșitul acestui an. Conform articolului 38, aliniat 3 litera A și E, deci conform acestui articol, este necesar ca pentru anul 2018 să fie adoptate din nou și stabilite salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual. Ținând cont că a fost emisă hotărârea de guvern numărul 846 pe 2017, prin care s-a stabilit salariul de bază minim pe țară garantat la suma de 1.910, se impune ca pentru anul 2018 să se stabilească salarizarea personalului, cum e de acest salariu minim garantat. Doamna primar și proiectul de hotărâre a propus menținerea acelorași coeficient de salarizare pe care i-ați adoptat în luna iulie, care pot fi înmulțiți cu acest salariu minim de economie și va rezulta salariul acestora. Totodată se stabilesc inclusiv indemnizația primarului și viceprimarului, tot în funcție de acest salariu minim garantat și indemnizația dumneavoastră, care este 10%, nu? Și ați propus rămânerea tot la 10% a acestui coeficient pentru anul 2018. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, dacă aveți discuții, dacă aveți... Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Pentru că s-a modificat salariul pe economie, ar se aplică exact cumva... Adică, ca să propuneți, chiar propunem micșorarea, da, diminuarea salariilor și a salariilor și a indemnizației și la toate. Da, deci riscați. Suntem minunțiași, da. Nu, că sunteți de acord cu propunerea noastră, într-adevăr. Da. Da. Trebuie să ne cadrăm în baza legală și da, și în acele cheltuieli. Și în sumele pe care le avem prevăzute pentru salarii. În funcție de asta trebuie să hotărâm. Și salariul vor crește sau nu vor scădea? Nu, salariile vor crește. Acum voi fi... În funcție de funcție. Ele vor crește, dar nu chiar așa. Ne delegăm. CEASE-ul și CEASE-ul au trecut că aici toată această legislație e coroborată, înțelegeți, în acest... E trecut acolo, în salarizare. Este salarizare, bine. Baza legală. E de acolo mai rămâne cu cine bani. Posibil. Da, deci... Posibil să mai puțin de salarii bani. Nu, 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 nu. Nu mai puțin. Poate mai puțin. 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 Mai asta s-a hotărât la... Am hotărât, am aprobat, mergem la... Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 24.000 de euro. Atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. La venituri, sume alocate din cote de marcate din impozitul venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Și la cheltuieli, adică se regăsește la indicatorul autorității publice, și protecție contra incendiilor, cultură de cere și de mici. Dacă vedeți de acord cu aceasta. Știți că la fiecare sfârșit de an, ANAF ne trimite și că se suplimentează dintr-un articol ne ia, în alt articol ne dă și... Dar ceea ce va rămâne necheltuit va intra în excedentul anului acesta și se poate cheltui la categorii. Că ei dau la sfârșit de an, noi nu mai avem când să facem acel de lucrări și atunci... Da? Bine că ne rămân. Da? De asta v-am dat explicațiile astea. Dar asta nu cu mult. Dintr-un articol de-o luat 3.000 de lei, de-o dat 27.000 de lei din alt articol și sigur că s-o dat 24. Da. Dacă se adaugă la cele
ce vor rămâne în excedent. Dacă sunteți de acord. Acum la diverse. Doamna Botoș, într-adevăr, dacă... Păi să spună doamna Botoș, domnul vice. Dar e aici, domnul. Da, facem alte proiecturi, alte... Pentru că vinul din Nicorești. Dar poți să fie mare. Da. Deci dacă eu vreau să închinez în ianuarie, va fi același preț din... Care este anul. Va fi un proiect hotărâre, la... în anul următor, pentru că atunci se stabilesc chiriile... Este complicat acum, după 15 ani. Deci, la urmă, nu poate să se aprobă. Cum așa, 10 sau 15 ani? Deci, trebuie să luăm o hotărâre. Asta trebuie. Da, dar vă rog frumos, să luăm la fel. Să ne spunem, da, dar propunerea să fie argumentate, sigur că vor fi spate de tot ca să putem să stabilim exact. În care face organizație de 24 ani, poate să iei bani ca nu de la 4 ani. Dar dacă vedeți că și iar, iar dacă țin 24 ani, iar nu-i tot, iar nu-i tot, iar nu-i 24 de ore. Dar nici prea mult nu poți să faci. Iar nu poți să ținem cont, dar nici 24 de ore. La fel și iarna, la fel și vara, pentru că le folosim și pentru căldură, le folosim și pentru... Acum că nu-i frig afară, că am dat numai dimineața la 8. Dacă nu-i frig afară, că vezi dată de șase. Și aia e condiționat. Toată noaptea, toată noaptea, și vara. Deci și vara, și iarna, și vara. Țin să vă aduc la cunoștință că vineri avem recepția la Căminul Cultural la Bacna. Cine dorește dintre domnii consilieri, puteți să participați ca invitați. Nu e nicio problemă. Cu domnii consilieri din Bacna. Da, sigur că da. Cea mai mare plăcere vă așteptăm. Da, vă așteptăm. Și consilierul. Da. Și consilierul, da. De asemenea. La Bacna nu sunt alți consilieri, nu? Ca la Purgărești. Nu? Nu, toată cu nimic. De asemenea. Ai, la Purgărești, la Bacna. Nu v-am zis de la început, având în vedere că în sala asta am organizat ședința de azi. Știți că azi vom aniversa familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie în anul 2017. De asta am și organizat ședința aici, ca să-i și aniversăm. Și cred că nu v-am supărat că v-am adus la Nicorești în... Și am putea să se poate ține aici, dar în cazul mai larg, așa... Da, 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 da. Dacă doriți, cea mai mare plăcere, pentru că... Dacă se vor fi ca și urmă, poate bine, că se poate face. Păi e cu oră, un cadru mai larg, așa mai, ai risit. Păi te poți nânta și sala de ședință și până vama. Aș avea eu încă o problemă. E o rugăminte la dumneavoastră. Știți că pe 3 decembrie am avut Ziua Națională a României. Nu vă reproșez, dar aș fi dorit, din ce știu eu, la ultima ședință eu n-am participat pentru că am fost chemată la o ședință la Bacove, actualizarea masterplanului și sigur că Părgăreștiul n-a fost prins în masterplan cu multe, multe proiecte. Am ținut legătura cu consultantul și ne-a inclus masterplan pe apă și canal. Suntem prinși acum masterplan ca să putem depune proiectul pentru apă și canal. Dar mi-am lăsat vorbă domnului viceprimar să vă spună și să vă invite ca pe 3 decembrie să aniversăm Ziua Națională a României împreună cu dumneavoastră consilierii locali. Îmi pare nespus de rău pentru că nu ați participat cu toții. Aș fi dorit în fiecare localitate, de unde proveniți, să participați la evenimentele care sunt organizate bare în acea localitate din care proveniți. La Părâmbogi, într-adevăr, a fost numai doamna. Sunt cazuri când sunteți în timpul serviciului și nu puteți, dar mai sunt și zile care sunteți acasă. Noi suntem aici o echipă. Nu facem diferență din ce parte provenim cu. Deocamdată suntem o echipă aici. Și aș fi dorit să participați. Am avut un gust amar la Părgărești. Nici un consilier n-am avut, cu toate că sunt 3 consilieri din satul Părgărești. Îmi pare nespus de rău. Îmi pare. Știți cât a durat? Jumătate de oră. Jumătate de oră. Îmi pare nespus de rău. Dar la ora era la serviciu. Deci, doamne, pentru că nu e pentru că nu e mai conservatorie așa.
Sărbătorim continuu. Oricum a fost cu intenție ca să nu venim. Chiar îmi pare rău. Sigur că la Plasa Bună au fost, la Nicorești au fost, la Bacna nu avem încă un monument acolo să ne punem să vedem. O să încercăm. Obositor și pentru copii. Na, într-adevăr, școlile organizează la nivelul fiecarei localități. O să vedem. Viitor. Vom avea un monument. Și facem ora 8. Și ora 9 pentru că transfer cei care. Este o propunere, este o idee. Pune și vom face. Dar nu ce? Sigur, aduce. Așa cum se aduce, mi-i faci 20. Nu, facem. Mai facem încă. Nu mai apare, iar facem, iar putem face o ședință pe 15-20 după aia. Da. Asta era durerea mea, pe care v-am și spus-o. Da, dar și până la sfârșitul lunii, când mai apar? Facem o listă locului. Așa, da. Mai facem o listă locului. Mai două ori, două ori, două ori. Oricum, în luna decembrie sunt multe... Ai idee, acum suntem aici, nu? Deci ca să... Avea precum. Poate să ne prind. Da, asta era durerea mea și v-am spus-o. Sperăm că l-am să fie așa. Ce anume? Nu se vede, că camerele mare știm cine sunt. Un bățel, joi, vineri seara, nu, joi seara, joi seara. Se vede clar cum merge, trage de pe curățele, ați să-mi putea să-ți curățele. E din Nicorești, vedem, a văzut și Jean filmarea. Ne pare rău pentru că noi facem eforturi financiare, știți dumneavoastră, faceți parte din... Nu se joacă, nu se joacă, care joacă, sunt în babă, sunt destui. Intenționat. Se duce, cred că... Nu reușește, se întoarce iar, trage a doua oară, se sting becurile deodată. Trebuie, și unde trebuie apelul să facă? Până în 12-13 ani. Vreau ce să amintesc la copilaci, să-și facă. Dar degeaba la mișcă. Dar și aici se facă. Uite, dar ce am dat atunci de o farfă de la mama. Oricum, am vorbit cu domnul. A fost că e iar am început să duc gunoaie la mama. Distrugere... A, iar, și eu, cu niște gunoaie pe acolo, pe la... Eu l-am chemat pe domnul care... Ia și pe unde pe acolo, prinde gunoaie, prinde... Da, am l-am chemat pe domnul care răspunde de mentenanța camerelor. I-am propus să vină cu o ofertă, să vedem cam la ce, ca să prindă pentru bugetul anului 2018. Încă n-a venit cu oferta, ca să vedem. Într-adevăr, camerele care sunt montate de-a lungul drumului județean, că mai mult pe drumul județean avem, din ce am înțeles eu, este pe fibra optică a firmei de cablu. Nu este fibra noastră. Nu poate să monteze mai multe camere. Și atunci, noi trebuie să locuim toată fibra, să punem o fibră separat, un cablu separat, ca să avem și claritate și imaginea bună de pe camere, dar costă destul de mult. Costă destul de mult. Costă destul de mult. Păi, 1200 pe lună. Deci era o mișie acum 2-3 ani. Bine, aici intră și nu numai mentenanța camerelor, și a calculatoarelor din instituție și a site-ului pe care îl avem noi. Și dacă mai mult. Foarte mult. Deci îl vom face de atunci, nu mai dai bani niște toți. Da. Ce problemă se termină la cap, nici camerele nu. Da. E economicile care nu e nici cameră. Noi am discutat problema chiar și cu ei. Așteptăm să ne facă ofertă, să vedem, am zis, să vadă, să testeze piața, să vadă cât e metru liniar de cablu, că e un cablu special pe care trebuie să ia un conductor special. Și categoric avem nevoie. Noi ne-am gândit că la vreo trei camere, Răuvoi, Vărgărești și Sabunău. Da. Da, sigur. Păi gândit, pus în plan de unii... Nu putem nici... Noi vreau de cablu, dar... Și pus în camere, camere, nu pe cablu, dar ați vreau de cablu. Marte nu se vede nimic, că nu ați să vede. Păi au 7 ani de când sunt aceste camere. Da, dar și categoric... Tot dacă se vede. Așa e și el, acum sunt mai moderne, mai... Nici ele mai scumpe, nici ele mai scumpe. Și mai ceva la... Ceva acceptat. Da, vom ține cont, că vom tot aici acum. Camere nu mai trebuie să-i spune. Eu am propus să aducă pe drumul de cea mai de calitate și asta să le punem peste văzut.
care sunt acum, nu sunt de aruncat. Da, sigur, că avem o vedere propunerea dumneavoastră. Deja noi o aveam în planul nostru, printre proiectele noastre. Da. Alte întrebări? Să pune. Da? Vă mulțumesc pentru participare. Închidem lucrările ședinței noastre de astăzi, după care ne vom opri aici în sală și așteptăm familiile care vor veni. Vă rugăm să vă gândiți, faceți o propunere pentru președintele pentru anul 2018, pentru primele trei luni ale anului 2018. Dumneavoastră, da? Așa m-am gândit și eu. Și eu. Așa. Domnul Bodea se propune de dânsul. Ei, mă, de mai bun. Sigur că ne vom avea activități, poate, încă nu știm. Vor fi sărbările de Crăciun a copiilor la școli. Dacă doriți să participați, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. Acele sărbări vor începe de pe data de 21, 22, 23 la fiecare la fiecare școală. Așa. Pregătim pachetele pentru fiecare copil care este înscrisă în școlile din Comuna Părgărești. Să vină Moș Crăciun pentru fiecare copil în parte. Din partea autorității locale, cu câte un pachetel, să fie dăruit și să se bucure și ei cu venirea, cu mesele din Moșului. Așa, să vă dorim de Crăciun.